primele 6 versete din capitolul 4, cartea lui Neemia. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub ormane de praf și arse de foc? Tobia amonitul era lângă el și a zis: să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, că cei au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Amin. Aleluia. I want to acknowledge, brothers and sisters, this morning that in this world there are problems. Vreau să conștientizăm, frați și surori, în dimineața aceasta că în lumea aceasta sunt probleme. And problems never choose who they will fall upon. Și problemele nu aleg asupra cui să pice. If you don't have a problem with money, you may find yourself with a problem with sickness. Poate dacă nu ai o problemă cu banii, te vei găsi în fața unei probleme cu sănătatea. If you don't have a problem with sickness, you may find yourself with a problem of joblessness. Poate dacă nu ai o problemă de sănătate, te vei găsi în fața unei probleme că n-ai de muncă. Somebody else may have a job but has a problem with a difficult family situation. Poate cineva are o slujbă și este bună, dar poate are o problemă gravă în familie. Every one of us, rich or poor, tall or short, fat or thin, has a problem. Oricare dintre noi, tânăr sau bătrân, gras sau slab, bogat sau sărac, toți avem probleme. So never desire the life of somebody else because you don't know what their problem is. Așa că nu-ți dori viața altcuiva de lângă tine pentru că nu știi în spatele lui ce probleme se ascund. God for your problem. Îi mulțumește Domnului pentru problema Because ta. God has given you a problem that you can be able to manage. Pentru că Dumnezeu ți-a dat o problemă pentru că știe că vei putea să o rezolvi. You may see me here laughing and smiling and say, I wish I was like Walter. Poate îl vedeți astăzi pe Walter cu zâmbetul alb pe fața neagră și v-ați dori să fiți ca el. But you don't know my problem. Dar nu știți ce probleme sunt. You don't know what I deal with when I leave this place. Nu știți cu ce se confruntă când părăsește locul acesta. Thank God my problem is not my wife or my children. Îi mulțumește Domnului că problema lui nu este cu soția și cu copiii. But in this world there are problems. Dar în lumea aceasta vom avea probleme. There are difficulties. Vom avea dificultăți. The problems become worse when you are a Christian. Problemele devin și mai grele și mai rele atunci când ești creștin. Sometimes we think that when we become Christians our problems will go away. Uneori tindem să credem că atunci când devenim creștini, gata, toate problemele noastre. But I want to tell you this morning that when you become a Christian, you become an enemy of the devil. Dar vreau să spun în dimineața aceasta că tu atunci când devii creștin, devii un inamic al diavolului. And so he shifts from hell and comes to be your neighbor. Așa că el iese din locul lui și vine să se mute lângă tine, să fie vecinul tău. And every morning and every evening he will not go to sleep until he has disturbed you. Și el nu se mai duce la culcare nici dimineața, nici seara, până când nu știe mai întâi că te-a deranjat cu ceva. But thank God because Jesus is our strength. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Iisus e tăria noastră. The Bible says that Jesus is our very present help in our times of trouble. Biblia spune că Domnul Iisus este ajutorul nostru prezent în timp de necaz. And so this morning, așa că în dimineața aceasta, I want to encourage us. Vreau să lansez o încurajare. From the word of God. Din cuvântul Domnului. Because it does not matter how big your problem is. Pentru că nu contează cât de mare e problema ta. What counts is how big your God is. Contează cât de mare e Dumnezeul tău. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. In the book of Nehemiah chapter 4. În Neemia capitolul 4. We read of the story of the children of Israel. Citim despre povestea copiilor lui Israel. They had a problem. Aveau o problemă. If you read Nehemiah from chapter 1. Dacă citiți cartea lui Neemia de la capitolul 1. The Bible says that Nehemiah cried because he was disturbed because of their state.
Cuvântul spune că Neemia plângea pentru că avea această problemă, această supărare datorită Ierusalimului. The people were discouraged. Erau oameni care îl descurajau. The people were hopeless. Oamenii erau fără speranță, Israel. Their city had been destroyed and had been burned down to ashes. Orașul lor fusese distrus și nu mai rămăsese piatră pe piatră. The temple which was their place of worship had been destroyed. Templul care era locul închinării pentru ei fusese distrus complet. And so they had nothing. Și nu simțeau că nu mai au nimic. They didn't have a king. Nu mai aveau nimic. They didn't have a government. Nu mai aveau guvern. No bank. Nu aveau bancă. No place to grow food. Nu aveau de unde să cumpere mâncare. They were hopeless. Erau fără speranță. How many of us this morning have a problem? Câți dintre dumneavoastră în dimineața aceasta aveți o problemă? I am here to tell you. Sunt aici ca să spun. Your problem is not too big for Jesus. Problema ta nu e prea mare pentru Isus. He died and he rose again. El a murit și a înviat. He has the power to give us the victory. El are puterea ca să -ți dea victorie. When Nehemiah learned of their problem, când Neemia a auzit de problemele lor, he began to pray. A început să se roage. Our world today need leaders. Lumea din ziua noastră are nevoie de lideri who pray for their people. Care să se roage pentru poporul lor. This world today needs Christians. Lumea din ziua de astăzi are nevoie de creștini who will stand on the behalf of the people of God. Care să stea ca și oamenii lui Dumnezeu. When people are discouraged, când oamenii sunt descurajați, they do not need people to point fingers at them. N-au nevoie de oameni care să-i arate cu degetul. They do not need people to discourage them. N-au nevoie de oameni care să-i descurajeze. They need people who will pick them up. Au nevoie de oameni care să-i ridice. Who will encourage them? Să-i încurajeze. Who will give them strength? Să le dea tărie. Who will tell them you may have failed yesterday? Care să le spună poate ieri ai eșuat. But Jesus can give you victory for tomorrow. Dar Isus îți poate da victorie mâine. But in our world today, dar în lumea noastră de astăzi, we are full of discouragers. Suntem plini de oameni care descurajează. Who point fingers at us care when ne arată cu degetul când who laugh at us when we cry. Care râd de noi atunci când plângem. Thank God for Jesus. Îi mulțumim Domnului pentru Isus. Who is able to cry with us when we are crying. Care este întotdeauna lângă noi să plângă atunci who când plângem. Who is able to lift us up. Care întotdeauna este capabil să ne ridice. When we are weak. Atunci când suntem slabi. The world today needs leaders who will encourage and pray for God's people. Lumea din ziua de astăzi are nevoie de lideri care să se roage și care să plângă pentru oameni. Nehemiah realized that the people had sinned. Nehemia a realizat că poporul păcătuise. They had disobeyed God. Că nu l-ascultaseră pe Dumnezeu. That is why the city was destroyed. De aceea orașul fusese distrus. But Nehemiah prayed and asked God to forgive them. Dar Neemia s-a rugat și a cerut Domnului ca să ierte poporul. Let me tell you one thing, brethren. Aș vrea să vă spun un lucru. It has been said in the world. Se spune în lume. Of all the armies in the world. Că din toate armele acestei lumi. It is only the Christian army that shoots its wounded. Că numai armata creștinilor își împușcă răniții. The armies of Romania. Armatele României. Never shoot the wounded. Nu și-ar împușca răniții. If any one of them is wounded, dacă unul dintre soldați este rănit, they will fight until they rescue him. Se vor lupta pentru el ca să-l salveze. But the Christian army, dar armata creștinilor, we shoot our wounded. Noi ne împușcăm răniții. When somebody makes a mistake, când cineva face o greșeală, we kick them out. Îl dăm afară. We insult them. Îl insultăm. We laugh at them. Râdem de el. May God help us. Dumnezeu să ne ajute. To be Christians who pray for one another. Să fim creștini care să ne rugăm unul pentru altul. Who pick up fellow Christians when they fall down. Care să-i ridicăm pe frații noștri creștini atunci când ei cad. Who encourage Christians when they are struggling. Să-i încurajăm pe creștini atunci când vedem că se zbat în greșeli. That is what Nehemiah did. Asta a făcut Neemia. The Bible says he prayed for them. Biblia spune că s-a rugat pentru popor. He encouraged them. I-a încurajat. And he gave them strength to stand up. Și le-a dat tărie să se poată ridica. That is what the Church of Jesus Christ is all about. Despre asta e până la urmă biserica lui Hristos. The Bible says that Israel was completely destroyed. Biblia spune că Israelul era complet distrus. The people were hungry and crying. Oamenii erau înfometați și plângeau. And God sent Nehemiah his servant. Și Dumnezeu l-a trimis pe Neemia, slujitorul lui. And Nehemiah began
to encourage them. Și Nehemia a început să îi încurajeze. But if you go to Nehemiah chapter 2 and verse 17. Dacă mergem în Nehemia capitolul 2 versetul 17. The words of Nehemiah to the children of Israel. Cuvintele lui Nehemia către poporul Israel. He said, "Then I said to them." Și cuvântul spune, le-am zis atunci. You see the bad situation we are in. Vedeți starea nenorocită în care suntem. How Jerusalem lies in ruins. Ierusalimul este dărâmat. And its gates have been burned with fire. Și porțile sunt arse de foc. Come, let us build up the wall of Jerusalem. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului. That we may no longer be a disgrace. Și să nu mai fim de ocară. I want to encourage us this morning. Vreau să lansez o încurajare în dimineața aceasta. The world and life is harsh. Lumea și viața sunt dure. Sometimes we go outside there and we are beaten. Uneori ieșim acolo afară în lume și suntem bătuți. We go there and we are destroyed. Ne ducem acolo și suntem distruși. The walls of our families are broken. Și poate cuvintele familiei noastre ne distrug. Sometimes our spouses may abandon us. Poate uneori soțul sau soția ne abandonează. And our walls are destroyed. Și zidurile noastre sunt distruse. Our children become rebellious. Copiii noștri poate devin rebeli împotriva. They abandon Jesus Christ. Poate îl abandonează pe Iisus. In our place of work, things don't work. Poate la locul nostru de muncă nu mai merge nimic. There is difficulty after difficulty. Este problemă după problemă. But I want to tell you this morning. Dar vreau să spun în dimineața aceasta. You need to make a decision in your heart. Ai nevoie să iei o decizie în inima ta. That I will arise and I will make a difference. Mă voi ridica și voi face o diferență. Even if nobody will discourage, will encourage me. Chiar dacă nimeni nu va fi acolo să mă încurajeze. Even if nobody will stand with me. Chiar dacă nu va fi nimeni care să stea lângă mine. I will arise and I will build the wall. Mă voi ridica și voi zidi zidul. Nehemiah said to the people. Nehemia a spus poporului, we are in a bad situation. Suntem într-o stare nenorocită. But let us arise. Dar hai să ne ridicăm. Let us build the wall. Hai să zidim zidul. So that we may not be a disgrace. Să nu mai fim de ocară. Let us not make our Christianity be a disgrace to the world. Haideți să nu facem creștinismul nostru de rușine înaintea oamenilor. Let us not let our problems. Hai să nu lăsăm ca problemele noastre overcome us. Să ne depășească. Let us rise up. Hai să ne ridicăm. Let us be above our family problems. Haide să trecem dincolo de toate problemele din familie. Let us be above our job situations. Hai să trecem deasupra tuturor problemelor de la locul de muncă. Let us build our walls. Haide să ne zidim ziduri. God is looking for people in this generation. Dumnezeu caută oameni în generația aceasta. Who will bring solutions. Care vor aduce soluții. And not encourage problems. Și nu care să încurajeze problemele. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. May we rise up and be that generation. Ca noi să fim aceia care să ne ridicăm și să zidim această generație. But in Nehemiah chapter 2 and verse 19. În versetul 19 din capitolul 2. The Bible says that when Sanballat and Tobiah heard that they were building the walls. Cuvântul spune că atunci când Sanballat și Tobia au auzit că s-au apucat să zidească zidul, they laughed at them. Au început să râdă de ei. You know, when you begin to solve your problems, când vei începe să rezolvi problemele, people will laugh at you. Oamenii vor râde de tine. People will laugh at you. Oamenii vor râde de tine. I remember when I gave my life to Jesus Christ. Îmi amintesc când mi-am predat viața lui Isus. And I made up my mind I want to be a good person. Și m-am hotărât că vreau să fiu un om bun. My friends laughed at me. Prietenii mei râdeau de mine. And they told me we are giving you only 3 weeks. Și mi-au spus, îți dăm maxim 3 săptămâni. And you will come back to us. Și după aia te vei întoarce aici printre noi. You will be disappointed. Vei fi dezamăgit. You will be hurting. Vei fi rănit. Brothers and sisters, frați și surori, it is 25 years now. Sunt 25 de ani de atunci. And I am happier than I was in the beginning. Și sunt mult mai fericit decât eram la început. Because Jesus has been my strength. Pentru că Isus a fost tăria mea. When you begin to make a difference, people will laugh at you. Când vei începe să faci diferența, oamenii vor râde de tine. People will tell you you cannot make it. Oamenii vor spune n-o să reușești. But don't give up. Dar nu renunța. Sanballat and Tobiah told the people you cannot build this wall. Sanballat și Tobia le-au spus, nu puteți voi să zidiți zidul. They laughed at them and they despised them. Au râs de ei și au disprețuit. But Nehemiah said, let us build the wall.
Dar Neemia a spus: hai să zidim zidul. I want to encourage you this morning. Vreau să vă încurajez în dimineața aceasta. If I can be a Nehemiah in your life. Că dacă pot fi un Neemia în viața ta. You may be feeling like your problem is too big. Poate simți că problema ta este prea mare. Everybody has told you you cannot make it. Toată lumea în jurul tău spune că nu o să reușești. I am here to tell you this morning. Eu sunt aici în dimineața aceasta să-ți spun. Let us build the wall. Haide să zidim zidul. Let us build the wall. Haide să zidim zidul. Somebody may have told you this church cannot make it. Poate cineva ți-a spus că biserica asta nu o să reușească. I want to encourage you. Vreau să te încurajez. Let us build the wall. Haide să zidim zidul. Somebody may have told you you will never graduate. Poate cineva ți-a spus că nu vei absolvi. I want to encourage you. Vreau să te încurajez. You will graduate. Vei absolvi. Somebody may have told you. Poate cineva ți-a spus. You will never find a husband. Nu vei găsi niciodată un soț. I am here to tell you. Sunt aici să spun. The Lord will provide you with a husband. Că Dumnezeu îți va da un soț potrivit. Jesus is our help in our times of trouble. Iisus este ajutorul nostru în vreme de necaz. It is time to arise and build the wall. Este vremea să ne ridicăm și să zidim zidul. If you look at people you will fail. Dacă te vei uita la oameni, vei eșua. But if you look to Jesus. Dar dacă te vei uita la Iisus, you will never fail. Nu vei greși niciodată. You will succeed. Vei avea succes. Praise be to God. Lăudat să fie Dumnezeu. When we come to Nehemiah chapter 4, the passage that we read. Când ne întoarcem la Neemia capitolul 4, pasajul pe care l-am citit. The Bible says that Nehemiah. Biblia spune că Neemia told the brethren that they need to build the walls. Spune că Neemia le-a spus trebuie să zidim zidul. But Sanballat and Tobiah came up again. Dar Sanballat și Tobia au venit din nou. And this is what they said. Și iată ce au spus. What are these feeble Jews doing? Ce, la ce lucrează acești iudei neputincioși? What are these weak Jews doing? Ce fac acești oameni slabi? What are these useless Jews doing? Ce fac acești oameni nefolositori? Brothers and sisters, problems make us weak. Frați și surori, problemele ne fac slabi. The truth of the matter is the children of Israel were weak. Adevărul adevărat este că poporul Israel era slab. Sanballat did not lie. Sanballat nu mințea. He spoke the truth. El spunea adevărul. They had problems. Ei aveau probleme. They had no king. Nu aveau niciun împărăție. There was nobody to help them. Nu era nimeni care să-i ajute, n-aveau rege. And so they were weak. Și a văzut că erau slabi. And so he asked, "What will these weak Jews do?" Și de aceea a întrebat, ce vor face acești evrei slabi? Has somebody ever told you in your life that you're useless? Ți-a spus cineva vreodată în viața ta că nu ești bun de nimic? That nothing good will ever come out from you. Că nimic bun și folositor nu va ieși din tine? That nothing good will ever come out from your family. Că nimic bun și folositor nu va ieși din familia ta? They said of Bethlehem. Se spune despre Betlehem. Nothing good will ever come out from Bethlehem. Că nimic bun nu va ieși din Betlehem. But the greatest thing in this world. Dar cel mai mare lucru din lumea aceasta. The greatest person in this world. Cea mai mare și importantă persoană din lumea aceasta. Our Lord Jesus Christ. Domnul nostru Iisus Hristos. Was born in Bethlehem. A fost născut în Betlehem. Listen. Ascultați. People may write you off. Oamenii poate vor râde de tine. People may say you are weak and useless. Poate îți vor spune că ești slab și nefolositor. But I want you to know this morning. Dar vreau să știi în dimineața aceasta. In your weakness. În slăbiciunea ta. God becomes your strength. Dumnezeu devine tăria ta. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. The Bible says. Biblia spune. Paul in 2 Corinthians chapter 12 and verse 10. Pavel în 2 Corinteni capitolul 12 versetul 10. He says, "Therefore I take pleasure in my weaknesses." De aceea am plăcere în slăbiciunile mele. I take pleasure in being despised. Am plăcere în a fi disprețuit. I take pleasure in my needs. Am plăcere în nevoile mele. I take pleasure in being persecuted. Am plăcere în a fi persecutat. I take pleasure in distress. Am plăcere in distress. În necazuri. For Christ's sake. Pentru for Christ's sake. Hristos. For when I am weak. Pentru că atunci când eu sunt slab.
then I am strong. Atunci de fapt sunt tare. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. Because when you are weak, pentru că atunci când eu sunt Jesus slab, takes over. Iisus preia cazul. And he fights your battles. Și el luptă bătălia ta. When you have come to your end, când ai ajuns la sfârșitul puterii Jesus tale, takes over. Atunci Iisus preia cazul. And he will take you across to the other side. Și el te va trece dincolo pe partea cealaltă. Paul again said in 2 Corinthians chapter 4 and verse 8 and 9. În 2 Corinteni chapter 4 verse 8 and 9. 4 versetele 8 și 9. We are hard pressed on every side. Suntem împinși din orice, din toate părțile. Yet we are not crushed. Dar cu toate acestea nu suntem zdrobiți. We are perplexed. Suntem uimiți. But not persecuted. Dar nu suntem persecutați. We are persecuted. Suntem persecutați. But we are not dar forsaken. Dar nu suntem părăsiți. We are struck down. Suntem loviți. But we are not destroyed. Dar nu suntem distruși. Sanballat saw a weak Jew. Sanballat a văzut acești evrei slabi. But even in their weakness, dar chiar în slăbiciunea lor, they are strong. Erau de fapt puternici. Do not look at yourself as a weak person. Nu te uita la tine însuți ca la o persoană slabă. Find strength in the Lord Jesus Christ. Găsește stăria în puterea lui Isus. Do not let your problems define you. Nu lăsa ca problemele tale să te definească ca persoană. Do not let your family situation define you. Nu lăsa ca problemele tale din familie să te definească. Today you may be hungry. Astăzi poate ți-e foame. But tomorrow you will be filled. Dar mâine vei fi săturat. Today you may be crying. Poate astăzi plângi. But tomorrow you will be laughing. Dar mâine vei râde. Today you may be lying in bed. Poate astăzi zaci în pat. But tomorrow you'll rise up. Dar mâine te vei ridica în picioare. And you will conquer. Și vei cuceri. Because Jesus is with you. Pentru că Iisus este cu tine. What are these weak Jews doing? Ce fac acești evrei slabi? The second question Sanballat asked, will they restore Jerusalem themselves? A doua întrebare pe care a pus-o Sanballat, vor reuși oare să rezidească Ierusalimul? People will ask you, can you solve your problem yourself? Oamenii te vor întreba, poți tu să-ți rezolvi problema? In this world we believe that if we don't have somebody to help us, we are finished. În lumea de astăzi am fost învățați să credem că dacă nu e nimeni să ne ajute la ceva, nu vom reuși. If we don't know somebody in the government, dacă nu cunoști pe cineva la guvern, our problem cannot be solved. Problemele tale nu vor fi rezolvate. If we do not know somebody at the bank, dacă nu cunoști pe cineva la bancă, our problem cannot be solved. Problemele tale nu vor fi rezolvate. If the boss is not my friend, dacă șeful meu nu mi-e și prieten, my problem cannot be solved. Problemele mele nu vor fi rezolvate. I want to tell you this morning. Vreau să-ți spun în dimineața aceasta. Jesus is a friend that sticks closer than a brother. Iisus este un prieten care stă mai aproape decât orice frate. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Iisus este regele regilor și domnul domnilor. He is more powerful than the president of Romania. El este mult mai puternic decât președintele României. He does not need to consult parliament to make a decision. El nu are nevoie să se consulte cu parlamentul ca să ia o decizie. He is all powerful. El este atotputernic. By the words of his mouth he created the world. Prin puterea cuvântului lui el a creat lumea întreagă. By his hands he is able to heal. Prin mâna lui el este capabil să vindece. We are not alone. Nu suntem singuri. The Lord is walking with us. Dumnezeu merge alături de you noi. You do not need to solve your family situation alone. N-ai, nu este nevoie ca tu să-ți rezolvi problema you din familie singur. You do not need to solve your job situation alone. N-ai nevoie să-ți rezolvi problema de la un serviciu singur. The Bible says, call unto me in your day of trouble and I will answer. Biblia spune, vino la mine în ziua necazului tău și eu îți voi da răspuns. Greater is he that is in me. Mai mare este cel care este în mine. Than he that is in the world. Decât acela care este în lume. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. Christians, let us stop feeling sorry about ourselves and being intimidated. Fraților creștini, hai să nu ne mai plângem de milă și să fim intimidați. God is our strength. Dumnezeu este tăria noastră. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. You are not alone. Nu ești singur. He is our present help in our times of trouble. El este ajutorul nostru prezent în vremea de necaz. Sanballat thought that the Jews were on their own. Sanballat credea că evreii sunt de unii singuri. But the Lord was with them. Dar Dumnezeu era cu ei. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. The third question he asked. Această întrebare pe care a pus-o. Will they finish in a day? Vor reuși ei oare într-o zi? Time is not a problem with God.
Timpul nu este o problemă la Dumnezeu. Don't rush God. Nu-l grăbi pe Dumnezeu. One day is like 1,000 before him. O zi este ca 1,000 înaintea lui. And 1,000 is like one day before him. Și 1,000 sunt ca o zi înaintea lui. Don't rush God. Nu-l grăbi pe Dumnezeu. Once you put your problem in the hands of God. Odată ce ți-ai pus problema în mâinile lui Dumnezeu, wait on his time. Așteaptă timpul lui. The Bible says that in his time he makes things beautiful. Biblia spune că el face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Sometimes we pray and ask God for his help. Uneori ne rugăm și cerem lui Dumnezeu ajutorul. And we wake up tomorrow, the problem is still there. Și când ne trezim a doua zi dimineață, problema încă este acolo. The day after tomorrow, the problem is still there. Și poi mâine dimineață, problema este tot acolo. And you'll hear voices in your mind telling you that God is not with you. Și vei auzi voci în mintea ta care îți vă spune Dumnezeu nu este cu tine. I want you to know this morning. Vreau să știi în dimineața aceasta. In his time. La vremea lui. He makes things beautiful. El face toate lucrurile frumoase. God is looking for a testimony in your life. Dumnezeu caută de fapt o mărturie în viața ta. Sometimes he is waiting until everybody has given up on you. Uneori el așteaptă doar până când absolut toți au renunțat la tine și te-au părăsit. Listen to me carefully. Ascultați și fiți foarte atenți. When a human being solves your problem. Când o ființă umană îți rezolvă problema, they will tell the whole world. Vor spune întregii lumi. They will say, you see that Walter? Și îți vor spune, îl vezi pe Walter? He's feeling very smart with his suit. Se simte foarte băiat deștept cu costumul ăsta. If it was not for me. Dar dacă nu era vorba de mine, he would be dead by now. Era mort până acum. You understand what I'm saying? Înțelegeți ce vreau să spun? But when Jesus. Dar când Isus comes to your help. Vine în ajutorul tău. When everybody has abandoned you. Când absolut toată lumea te-a abandonat. Everybody has left you on your own. Când oamenii te-au lăsat de unul singur. And you rise up from your sickness. Și te ridici atunci din boala ta. And your family is restored. Și familia ta este din nou pusă pe picioare. And you get a job. Și când te angajezi, people will say. Oamenii vor spune, look what the Lord has done. Uite ce a făcut Dumnezeu în viața lui. And God will get the glory. Și Dumnezeu își va lua toată gloria. If you pray today and tomorrow your problem does not disappear. Poate te rogi astăzi și mâine problema ta n-a dispărut. Don't give up. Nu renunța. Trust in the Lord. Încrede-te în Domnul. Today you may be crying. Astăzi poate plângi. Tomorrow you will laugh. Dar mâine vei râde. Because God is on your side. Pentru că Dumnezeu este de partea ta. Time is in his hands. Timpul este în mâna lui. One time there was a man in Kenya. Odată era un om în Kenya. And he put on a t-shirt. Și și-a pus un tricou. And when he is walking and you read it in front. Și când treceai pe lângă el și citeai pe pieptul lui. He says, "Do not criticize me for what you see." Scria, "Nu mă critica pentru ceea ce vezi." And when he turns behind him. Și când treceai de el și citeai pe spatele lui. It is written, "I am still under construction." Scria, "Sunt încă în construcție." Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. God is still working on me. Dumnezeu încă lucrează la mine. I have problems. Am probleme. I am not yet perfect. Încă nu sunt perfect. But don't judge me because of what you see. Dar nu mă judeca pentru ceea ce vezi. God is still working on me. Dumnezeu încă mai lucrează la mine. Tomorrow I will be a better person. Mâine voi fi o persoană mai bună. Amin. Time is in his hands. Timpul este în mâna lui. People will tell you you're useless today. Oamenii îți vă spune astăzi că nu ești bun de nimic. Don't be discouraged. Nu fi descurajat. Tell them thank you for your observation. Spune-i, îți mulțumesc pentru observație. I am still under construction. Sunt încă în construcție. Wait till you see me tomorrow. Așteaptă până mă vei vedea mâine. When the Lord has finished working on me. Dumnezeu a terminat de lucra la mine. Don't be discouraged. Nu fi descurajat. Tomorrow will be a better day. Ziua de mâine va fi o zi mai bună. God will finish what he has begun. Dumnezeu va începe ceea ce a început. Listen, brothers and sisters. Ascultați, frați și surori. Don't judge this church because of what you are seeing today. Nu judecați biserica aceasta pentru ceea ce vedeți astăzi. We are still under construction. Suntem încă în construcție. You don't know what you will see tomorrow. Nu vei ști ce veți vedea mâine. You hear what I'm saying? Auziți ce vă spun? God is the God of tomorrow. Dumnezeu este Dumnezeul zilei de mâine.
The building is not complete. Lucrarea lui nu s-a terminat. The people are not complete. Oamenii încă nu s-au terminat. We are still under construction. Suntem încă în construcție. Hallelujah. Hallelujah. The fourth and the final question that Sanballat asked. Ultima întrebare pe care a pus-o Sanballat. And this is where the heart of the message is. Și aici este inima acestui mesaj. Will they revive stones out of the heaps of rubbish? Vor reuși ei oare? Will they revive stones out of the heaps of rubbish? From Nehemiah. Nehemiah chapter 4 and verse 4. Versetul 4. Will they revive stones? Chapter 4 verse 2. Chapter 4 verse 2. Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Will they revive stones? Oare vor da ei viață unor pietre? Out of the heaps. Înmormântate sub mormane de praf? Of rubbish. Și arse de foc? Problems and difficult situations become like rubbish in our midst. Problemele care ne acoperă de multe ori devin ca un gunoi. When people look at us, sometimes they only see the rubbish that is around us. Când oamenii vor să se uite la noi, de multe ori văd doar gunoiul care ne înconjoară. They see our mistakes. Văd greșelile noastre. They see our joblessness. Văd faptul că nu suntem angajați. They see our broken families. Văd familiile noastre distruse. They see the problems in our churches. Văd problemele din biserica noastră. We are living stones. Suntem pietre vii. Burnt down. Dar dărâmate. And thrown in the midst of rubbish. Și aruncat în mijlocul gunoaielor. And that is what the devil does to us. Și asta ne face nouă diavolul. Sanballat. Sanballat. I want you to understand, there is none of the questions that Sanballat asked that were not true. Vreau să înțelegeți că niciuna dintre întrebările pe care le-a pus Sanballat nu erau neadevărate. Everything he said was true. Tot ceea ce el a spus era adevărat. Remember, Nehemiah prayed and cried because the walls of Jerusalem had been burned. Amintiți-vă că Nehemia plânsese și se rugase pentru că zidurile Ierusalimului erau dărâmate. What Sanballat was saying to the children of Israel? Ceea ce le spunea Sanballat copiilor lui Israel, your problem cannot be solved. Era că problema voastră nu poate fi rezolvată. It cannot be solved. Nu poate fi rezolvat. Can you build a house from stones that have been burnt? Crezi tu că poți zidi o casă din pietre care au fost dărâmate și sparte? When you want to build a house, you go for the best stones. Când vrei să construiești o casă, te duci să cauți pietrele cele mai bune. If somebody gives you stones that have been burnt, you'll say I can't build my house. Dacă vine cineva și îți dă pietre care deja au fost folosite și sparte, vei spune nu pot să construiesc casa cu ele. Sanballat was saying to these people, don't waste your time. Sanballat le spunea acestor oameni, nu vă pierdeți timpul. Your problem cannot be solved. Problema voastră nu poate fi rezolvată. You are useless. Nu sunteți buni de nimic. You are worthless. Nu sunteți, n-aveți niciun preț. And he called all the people from Samaria. Și a chemat toți oamenii din Samaria. It is like as if he called all your neighbors. Este ca și când ar chema toți vecinii tăi. And told your neighbors. Și le-ar spune tuturor vecinilor tăi. Roxana, you're useless. Roxana nu i-ar fi bună de nimic. You're finished. E terminată. Your problem cannot be solved. Problema ei nu poate fi rezolvată. I want to thank God this morning. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu în dimineața aceasta. That our lives are not in the hands of anybody. Că viețile noastre nu sunt în mâna nimănui. Our lives are in the hands of God. Viețile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. The words of man cannot finish us. Cuvintele omului nu ne pot termina. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. Sanballat, Tobiah and the Arab. Sanballat, Tobiah și arabii. They asked. Au întrebat. Will you revive stones? Vei putea oare să reînvii aceste pietre? Out of the heaps of rubbish. Să le scoți din mormanul de gunoaie? And people are asking today. Și oamenii întreabă astăzi. Will anything good ever come out of you?
va ieși ceva bun din tine? In the year 2010. În anul 2010. There was a big earthquake in Haiti and I'm sure we know about it. A fost un cutremur foarte mare în Haiti. It is said that 250,000 people in Haiti died. Estimările spun că 250.000 de oameni au murit. Buildings in the entire city of Haiti fell on people. Clădiri, orașe întregi au căzut și oamenii au fost zdrobiți. I don't know if you watched it, but I watched it on the TV. Nu știu dacă ați urmărit, dar eu am urmărit la televizor. It was a painful situation. A fost o situație cumplit de dureroasă. But there is a remarkable story that was carried on CNN. Dar o poveste extraordinară a apărut pe CNN. Of a man that was called Evans Munchi. Un om numit Evans Munchi. A man who was 28 years old. Un om în vârstă de 28 de ani. Evans used to sell rice in the marketplace. Evans era un vânzător de orez la piață. And on the day of the earthquake, the buildings came and fell on the marketplace. Și în ziua cutremurului, toate clădirile din piață au căzut acolo. And everybody who was removed out of that place was dead. Și toți oamenii care au reușit să fie scoși de sub dărâmături erau morți. But after 28 days. Dar după 28 de zile. 28 de zile. When all the search teams had stopped looking for people. Când toate echipele de căutare se opriseră din a mai căuta cadavre. They were now clearing the rubbish. Acum doar luau mormanele de gunoi de acolo. Right in the midst of the rubbish. În mijlocul mormanelor de gunoaie. They found Evans Munchi. L-au găsit pe Evans Munchi. Alive and breathing. Viu și respira. And the doctors pulled him out. Și doctorii l-au scos. And they began to ask him. Și au început să-l întrebe. How come we never found you? Cum de nu te-am găsit? How did you survive? Cum de-ai supraviețuit? But he said every day. Și el a spus în fiecare zi. In the morning and in the evening. În dimineață și fiecare seară. I could hear the tractors. Auzeam tractoarele. And I could hear people's voices. Și auzeam vocile oamenilor. But a man in a white coat. Dar un om în haină albă would come and give me water to drink. A venit și mi-a dat apă de băut. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. Every day for 28 days. În fiecare zi timp de 28 de zile. The human beings could not reach me. Ființele umane nu puteau ajunge până la mine. But a man in a white coat. Dar un om în haină albă would come and give me water. Venea și îmi dădea apă. And I did not die. Și nu am murit. And the doctors started saying. Și doctorii au spus. This is not a false story. This was on CNN. Aceasta este o poveste adevărată, a fost prezentată la CNN. And the doctors said maybe he is hallucinating. Și doctorii au spus probabil că omul halucinează. He is confused because he has been there for a long time. E confuz din cauza că a stat atâta timp sub dărâmături. But another doctor said. Dar un alt doctor a spus. With all the wounds in his body. Cu toate rănile din trupul lui, with all the blood that he had lost, cu tot sângele pe care l-a pierdut, he cannot have survived in that place for 28 days. Nu ar fi putut să supraviețuiască în locul acela timp de 28 de zile. Without water. Fără apă. Brothers and sisters, frați și surori, life can come out from the rubbish. Viața poate să fie descoperită în mijlocul mormanelor de gunoi. The teams that were rescuing had given up. Atunci când toate echipele de salvare au renunțat. But Evans belonged to God. Dar Evans îi aparținea lui Dumnezeu. He kept on believing. El a continuat să creadă. And I want to believe the man in a white coat. Și a venit un om în haină albă. Was the same man who came to Shadrach, Meshach and Abednego in the fire. Era același om care a intrat în cuptor cu Shadrach, Meshach și Abednego. And prevented them from being burnt in the fire. Și care nu a permis ca ei să fie arși în foc. Evans Munchi came out from the rubbish alive. Evans Munchi a ieșit din mijlocul mormanelor de gunoi viu. Sanballat is asking you this morning. Sanballat întreabă pe tine în dimineața aceasta. Can life come out from the rubbish? Poate să iasă viață din gunoi? I am here to tell you. Vreau să-ți spun aici. There is nothing impossible with God. Nimic nu este imposibil la Dumnezeu. You may say. Poate spui. Walter, you don't know me. Walter, tu nu mă cunoști pe mine. I have been a drunkard all my life. Poate am fost un bețiv toată viața. I am hopeless.
Sunt fără speranță. I am here to tell you. Vreau să spun astăzi. Jesus can bring life out of the rubbish. Iisus poate să aducă viață din mijlocul mormanelor de gunoi. But only if you allow him. Dar doar dacă îi permiți asta. When you cry out to him, he will answer. Când vei plânge înaintea lui, el îți va răspunde. The Bible says. Biblia spune that in 52 days. Că în 52 de zile. The walls of Jerusalem were built. Zidurile Ierusalimului au fost reconstruite. Praise be to God. Lăudat să fie Domnul. With the stones that were rubbish. Cu acele pietre care erau gunoi. This is what I want to tell you. Aceasta vreau să vă spun. 1 Peter chapter 2 and verse 5. Petru capitolul 1 Petru capitolul 2 versetul 5. The Bible says you also are living stones. Biblia spune că voi de asemenea sunteți pietre vii. You are being built into a spiritual house. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. A holy priesthood. O preoție sfântă. To offer spiritual sacrifices acceptable to God. Și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. You are living stones. Sunteți pietre vii. The devil may want to burn you up. Poate diavolul ar vrea să vă acopere. But Jesus can raise you up again. Dar Domnul Iisus este cel care vă poate ridica din nou. I want you to understand that the church is not this building. Vreau să înțelegeți că biserica nu este clădirea aceasta. The church is not this building. Biserica nu este clădirea aceasta. You and I are the church. Tu și eu suntem biserica. The church can only exist. Biserica nu poate exista. If we as stones are alive. Decât dacă pietrele sunt vii. And that is why the devil wants to destroy you. Și de aceea diavolul vrea să te distrugă. Because if he destroys you, the church will come down. Pentru că dacă diavolul te va distruge pe tine, biserica se va prăbuși. I want to encourage you this morning. Dar vreau să te încurajez în dimineața aceasta. You may be down, but you're not out. Poate că acum ești jos, dar să știi că nu ești afară cu totul. Jesus wants to revive you. Iisus vrea să te reînvie. Jesus wants to bring you back out of the rubbish. Iisus vrea să te scoată de tot din gunoi. He wants to raise you up. Vrea din nou să te ridice. Because if he raises you up. Pentru că dacă te ridică pe tine. His kingdom will succeed. Împărăția lui va fi biruitoare. For the glory of his name. Pentru gloria numelui său. I want to ask you this morning. Vreau să te întreb în dimineața aceasta. Is it possible that you have come to this church this morning? Este posibil că să fi venit în dimineața aceasta la biserică? But somehow you're feeling like you are rubbish. Dar cumva să te simți ca și când ești de gunoi? So much rubbish is surrounding you. Ca și când gunoiul te-a înconjurat din toate părțile? So much criticism. Atâta critică. So much crying and tears each and every day. Atâtea lacrimi și atâta plâns în fiecare și fiecare zi. People no longer see you. Oamenii nu mai vor să te vadă. People no longer feel you. Oamenii nu mai simt împreună cu they tine. They cannot even feel the touch of Christ in your life. Oamenii nu mai simt atingerea lui Hristos în viața ta. Is it possible that you're here this morning, you're wounded and you're crushed? Este posibil că în dimineața aceasta ai venit aici rănit și zdrobit? And everywhere you go, people mock you, people laugh at you. Și oriunde te duci, oamenii își bat joc de tine și râd de tine. And they say nothing good can come out of you. Și spun nimic bun nu va ieși niciodată din tine. Is it possible that people say that whatever you do, even a fox can bring down? Poate oamenii ți-au spus și ție că orice vei face tu, și o amărâtă de vulpe va distruge? I am here to tell you this morning. Vreau să spun în dimineața aceasta. That Jesus is here to refresh you. Că Iisus este aici ca să te reîmbărbăteze. Jesus is here to pull you out from the rubbish. Iisus este aici ca să te scoată cu totul din gunoaie. Jesus is here to give you a name. Iisus este aici ca să-ți dea un nume. Jesus is here to give you a place in his presence. Iisus este aici ca să-ți dea un loc în prezența lui. If only you will allow him. Tot ce trebuie să faci este să-i permiți lucrul acesta. Say, here I am, Lord. Să spui, iată-mă, Doamne, sunt aici. Transform me. Mă încred în tine. In the name of Jesus. În numele lui Iisus. Sanballat was found in the rubbish. Sanballat a găsit în gunoaie. But he came alive. Dar Sanballat a spus că ei sunt gunoaie, dar pietrele erau vii. Because Jesus had pulled him out. Pentru că Iisus le-a scos afară. Jesus wants to pull you out of that rubbish. Iisus vrea să te scoată pe tine din acel gunoi. Jesus wants to pull us as a church out of the rubbish. Iisus vrea să ne scoată pe noi ca și biserică din gunoaie. But will you allow him? Îi vei permite lucrul acesta? Shall we rise before the Lord in prayer? Haide să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus.
I want to ask you this morning. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta. If you are one of those people who is feeling crushed and lost and disappointed. Dacă ești unul dintre acești oameni care te simți distrus, pierdut și dezamăgit. I want to invite you to this altar. Vreau să te invit să vii la altar. To come before the Lord. Să vină înaintea Domnului. Surrender yourself to the Lord. Predă-te în mâna Domnului. And trust that the Lord can bring life into your situation. Și încrede-te că Dumnezeu poate să-ți dea viață în situația ta. Will you just take that step of faith and come to the altar and just cry to the Lord? Vă rog să faceți pasul credinței și să veniți înaintea Domnului ca să plângeți înaintea Lui. Don't look at anybody else. Nu te uita la nimeni altcineva. It is you and the Lord. Ești doar tu și Domnul. Please make your way to the altar. Fă-ți loc și vino la altar. You're broken. Ești zdrobit. You're in tears. Ești în lacrimi. You're feeling like your life has become rubbish. Simți că viața ta a devenit de gunoi. Nothing seems to be working. Ți se pare că nimic nu-ți mai iese? We want to pray with you this morning. Vrem să ne rugăm cu tine dimineața aceasta. Come and meet Jesus. Vino să te întâlnești cu Iisus la altarul acesta. In the name of Jesus. În numele lui Iisus. Thank you, my sisters. Îți mulțumim. Is there anybody else? Mai este cineva în situația aceasta? Come and meet aceasta? Jesus. Veniți să vă întâlniți cu Iisus. Come and find help. Veniți să căutați ajutor. In the name of Jesus. În numele lui Iisus. Hallelujah.